Bugetul primăriei pe anul 2016 a fost aprobat de aleși locali la ultima ședință de Consiliu. La capitolul subvenții, primăria Buzău a prevăzut în jur de 8,5% din buget. Mai exact, 135 de miliarde de lei vechi merg către subvenționarea agentului termic și 80 de miliarde pentru subvenționarea transportului în comun cu autobuzele Transbus. Suma este de 21.540.000 lei. Ea se compune din 13.590.000 lei energie termică pentru regia autonomă municipală, reprezentând subvenție energie termică, și 7.950 pentru subvenție acordată societății comerciale Transbus S.A. Cea mai mare parte a sumei, 135 de miliarde de lei vechi, este destinată a acoperirii diferenței dintre prețul real al gigacaloriei și cel care este plătit de buzoienii racordat la sistemul centralizat de încălzire. Transbuzul beneficiază de 80 de miliarde de lei vechi pentru facilitatea acordată pensionarilor și elevilor din municipiu. În buget sunt prevăzute și sumele necesare plății ratelor și a dobânzilor a 3 credite contractate de municipalitate. În total, 60 de miliarde credite și 10 miliarde dobânzile. Consiliul local a aprobat prin hotărârea 170 din 2015 un credit destinația acestui împrumut fiind pentru asigurarea furnizării energiei în sezonul rece. Valoarea împrumutului este de 25.000 de lei. Perioada de rambursare 20 de ani. Nivelul dobânzii robor la 3 luni plus 3 puncte procentuale. Cel mai mare împrumut este de 250 de miliarde de lei vechi contractat în 2015 pentru subvenționarea gigacaloriei. Nu e foarte prea mare? Nu. Nu este. Pentru a asigura energia termică cetățenilor, nu este efortul prea mare. Sume mici au fost prinse în buget pentru investiții. S-au alocat doar 39 de miliarde de lei vechi, ceea ce înseamnă 1,5% din totalul bugetului.